Vin din nou cu un mesaj către clasa politică. Criza pe care o traversăm ne obligă să lăsăm deoparte lupta politică și să găsim cele mai bune abordări constructive pentru a ajuta cetățenii. Au fost reprezentanți ai partidelor de opoziție care au venit cu propuneri constructive. Acestea au fost analizate și chiar unele au fost implementate. Sunt însă unii politicieni din opoziție care promovează falsuri despre evoluția crizei, manipulează populația și contribuie în mod irresponsabil la răspândirea panicii, iar cu ea inclusiv la răspândirea virusului. Sunt și unii politicieni care stau și așteaptă disperat să apară primele cazuri de deces. Le anticipează chiar pe rețelele de socializare, în dorința de a profita cinic de această criză. Haideți măcar în fața acestei provocări pentru societatea noastră să încetăm luptele, speculațiile politice, criticile nefondate, răspândirea panicii și dezinformării. Contribuiți la salvarea țării, nu încercați să o prăbușiți. Politicienii vin și pleacă, dar țara și poporul trebuie să rămână.